Credeau oamenii că nu mai revenim noi. Bă, potoliți-vă, bă, potoliți-vă, bă, că să revine, să revine, să revine pe poziții, tati. A, și să ne revenim. A, asta o să fie greu, că nu mai știu cum se face. Iar nu... Nu mai știu iar cum se face. Deci fii atent. Te uiți, te uiți fix în... Vreau să zic fix în sticlă. Da. Dar e fix în... Obiectivul ăla. E o sticlă foarte scumpă. Da. Care ne captează. Așa. E foarte ușor, ca la școlile de televiziune, te uiți și transmiți. Stai, ce să fac? Să transmit, cică, da, da. Da, fii tu însuți. Fitofag. Însuți, însuți, însuți. Mă rog, fii tu așa cum ești tu, când ești foarte, foarte relaxat și nu te filmează cineva. Bă. Da. Săptămâna asta. Săptămâna asta. Săptămâna asta. Săptămâna și... cealaltă. Cealaltă. N-am mai adaugi un lalala. Cealaltă. Să încep cu începutul. Bă, am fost la un festival de dans în București. Frumos. M-am distrat, am dansat și am mâncat ca porcul. Foarte... Și se vede că ai se mâncat ca porcul? Se vede. Sunt însărcinat în 3 luni. Și are picioare mici făcute din cartofi pai. Să sprăjească. Da. Și mi-era dor de un festival de ăsta. Chiar mi-era dor, că nu mai visesem de ceva timp la un festival de dans. Întrebarea mea numărul 1. Ai stat tot la hotel de 4 stele? Tot la hotel. Bă, fii atent că era hotel cu Skepsis. Oh. În zona în care stăteam eu era de 3 stele. Dar era și o zonă care nu părea să fie din hotelul ăla de 4 stele. Efectiv, era amenajat diferit, de la holuri la tot. La modul... Bă! În rest, semăna puțin cu ăla din Shining. Aha. Știi? Și când intrai în zona cealaltă, era ca un fel de bordel underground pe care îl vezi în filme nemțești. Interesant. Despre care am auzit. Ai nemane libe? Nu știam spus. Nu știu. A, așa. Da. Și a fost foarte, foarte mișto. Da. Dans mult. Muzică bună. Foarte distracție bună. Bucureștiul ok. Aglomerat? Da, așa cum l-am lăsat. Noxuit? Da. Să noxuiește și acolo. Da. Da. Și cam asta. A fost după aia. După aceea, că aici intervii și tu. Da. Am fost noi la teatru. Da, 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 la piesa 1, 2, 3, Bebe. Bebe? Care, ai spus așa. Tu că piesa a fost scrisă de Raluca Păun. Da. Cu tot respectul, a fost tradusă de Raluca Păun. Nu a scrisă fost, de ea. Aha, aha. Asta nu ia din merite Raluca Păun pentru traducerea reușită pe care a făcut-o, pentru că am sesizat niște. O comedie foarte, foarte, bă, surprinzătoare de mișto. Surprinzătoare că am avut, deci când... Primele 5 minute am fost la modul nou, să-mi placă. Nu, să-mi placă, da. La modul, e comedie de aia clasică, de, nu știu, nu, ceva, nu. Și bine, pe noi ne-a speriat mult și publicul. Uh-huh. Public care s-a greșit, doamnelor învățătoare, pentru că erau grupe de copii cu învățătoare, aduși de la școală. Clasa 4, 5, 6, uneori 7. Și, bă, înțeleg, e o piesă despre bebe. Și cum se concepe bebeul? Da. Păi se discută acolo. Se discută și cum să se scape de un bebe, da? Adică, na. Și au fost niște momente, se vedeau, că mai auzeam șușetele prin spate cu asta. Bă, da, copiii ăștia. Da, 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 da. Ce să vadă copiii ăștia așa?
Da, așa da, e, când piesa este la final de reprezentație, da. Mă gândesc. Oricum, cred că s-a jucat de multe ori piesa, adică e cumva pe, mai fost, pe final. Mai da. Și, dar, bă, m-am distrat, am râs. Foarte, foarte drăguț. Da, și mie mi-a plăcut. Drăguț. Și ieri am mai fost undeva. Unde am mai fost și la un concert, domne. Ce concert, Aline? La concert Taxi, domne. Ia. Voiam să-i văd de mult. Au o serie, de un turneu aniversar. Că au împlinit oamenii 20 de ani. Bă, îmi plăcea Taxi, adică voiam să-i văd. Piesele și, de mult. Da, da, nu le-au cântat pe alea, dar a fost foarte, foarte mișto. În ciuda faptului că asta se întâmplă când îți faci rezervare din timp. Prinzi locurile cele mai bune. Dar cele mai bune înseamnă asta e scena. Ăsta sunt eu. Da. Masa noastră, masa grupului de prieteni, era lipită de scenă. Și nu era așa. Scena era aici și tu stăteai așa. Păi și e puțin incomod. E... Nu se mai prindea cablul de la microfon în tine așa și la motorul ăsta, dai tu. Da, ba, au fost câteva momente. Și stai puțin. Că de obicei când concertul a fost la Play. Și când au loc concerte la Play, știi că te duci acolo de vreme, dar concertul începe târziu. De ce? Ca să mai consume omul ceva, ca să-și comande de mâncare. Mi-am comandat de mâncare. Concertul a început mai devreme. Eu unde eram? În fața scenei. Când îmi vine mâncarea? Când început să-l lasă cânte. Și l-am văzut pe ăla, pe Dan, nu știu cum îl cheamă pe solist, Dan Teodorescu, Dan... Mă rog. Solistul de la Taxi. Când mi-a pus hamburgerul în față, vedeam că se uită în hamburger. Vrei? Bă, m-am simțit ca ultimul om, tu știi cum... Deci n-am transpirat atât de intens pe șira spinării de mult timp. Și își mai comandase cineva la... și noi toți speram așa puțin că de obicei concertele în Play sunt împărțite în două acte. Așa. E primul act, după aia se mai îmbete lumea. Actul 2. Actul 2. N-a fost. A fost ca legat. Plan. Șnur. Și hamburgerul meu stătea acolo, mirosind. Nu te-ai apucat să-l mănânci, nu? Adică... Nu. Nu. Rușine. Dar și să-l mănânci rece? Crede-mă că era mai ok decât să te uiți în ochii solistului care te judecă. Și... imediat după ce mi-au lăsat hamburgerul, s-a terminat și piesa și a fost momentul cheie în care solistul vorbește așa cu oameni. Iar dublă transpirație pe șira spinării. Efectiv, nu mai știam care e șira spinării, că era luarcă toată. Și, și nici n-a ajutat că erau scaune de piele și eu transpirasem. Și nici se priseseră blugii. Încercam să mă mai mut așa. Mă mutam cu tot în scaune. Bă, au fost niște momente intense pentru mine. Foarte frumos. Și omul stătea acolo și se mai punea și în genunchi când vorbea cu publicul. Uite aici am venea. Fai de cafe. Și o chestie foarte mișto pentru oamenii care se simt întotdeauna. Cred că același principiu e și la stand-up. Când stai în primele rânduri. Vrei să te faci plăcut de omul care e pe scenă să nu zică ceva. Când cerea aplauze, cine era primul de a aplauda? Eu. Când cerea să cânte lumea, cine cânta primul? Eu. Domne, să nu fac nimic care să... Să-l supere pe om, pe artist. Să supere maestru. Și mă rog, și la un moment dat, bineînțeles că na, ca atunci când te simți într-un loc incomod, după ce trece ceva timp, începi să te înveți cu locul și nu te mai simți nașpa. Și a fost ok. Până spre final, când era o piesă intensă, știi? Și cu un beat de la tu, așa. Tu. Și omul logic era, el e aici, eu sunt aici, eu îi văd, dacă mă uit drept, îi văd locul de unde i-au pornit copiii lui. Văd acolo, știi? Și bineînțeles că s-a pus mai aproape să transmită emoția. Normal, emoția ca oricare, ca oricare. Ca oricare, păi da, nu oricare face. Bă, eu... a fost modalitatea lui de a se răzbuna, mă, că tu ți-ai luat hamburgerul. El ți-a dat la nuie. Nu e chiar așa, nu bă. Chiar așa. Și da, și încă mi se zbate puțin ochiul. Dar a fost distractiv. Cred că a făcut-o intenționată datorită
hamburgerului pe care ți l-ai comandat tu. Și a fost, a fost în ciuda, de asta zic, în ciuda lucrurilor ăstora, băi, a fost un concert foarte mișto și o piesă de pe ultimul lor album, mi-ai ținut de frig se numește, cântată de una dintre tipele din backing vocals. Mm-hmm. Bă, mi-a făcut părul se ridice pe mână. La modul... E da, pe internet să asculti? Da, de-aia taxi e... Ce? Au piese de la comentariu politic, la... Genul ăla, fix cum gândește bărbatul ăla speriat despre relații și despre tot. Mm. Adică ne amintim piesele alea cu te iubi, știi, și chestii de genul ăsta, dar are atât de multe piese foarte mișto, dar efectiv scrise din perspectiva omului ăluia temător în relații și asta. E foarte, foarte tare. Trebuie să ascult foarte, piese. Foarte tare. Și m-am distrat. O întrebare... Are după această experiență șanse vreodată Uber-ul să ajungă taxiul din urmă? Niciodată. I'm voguing it up. Nu. La mine în blog. Așa. Ca să vezi, ai nevoie de bec pe scară. La fiecare etaj e câte un bec. Iată, asta e deci tehnică nouă? Este modalitate de... Da, sigur că da. Dom'le, nu credeam. Până acum vreo două săptămâni, dar cu făclii să știi că se mergea și înainte. Până acum vreo două săptămâni, când becul de la etajul meu, de la palierul meu, din fața ușii mele, de lângă mine, practic, becul comun al scării, s-a ars, domne. Nu mai e lumină. L-am lăsat așa, zicând, domne, nu l-o schimba nimeni. Nu l-o, chiar nimeni. Cât tupeu să aibă oamenii să nu iau un bec din banii lor și să-l schimb. Care pe mine mă deranjează. Care mă deranjează, da. Că sunt eu și mai sunt doi vecini. Deci știam cine putea să ia. Adică... Ei. Vedeam, bine, nu vedeam clar, dar știam, arătam așa. Către cine să ia. Nu ia nimeni, domne, o săptămână. Bec, stau dimineața, eu când plec de la 6, stau... Cum era Costel cu futu-s morții, măi. Tu-s morții, măi. Bag acolo cheia, în broască. Zis și făcut. Îmi place că gata asta, zis și făcut. Mă duc în cele din urmă, zic, domne, am un moment contemplativ și de meditație, domne, sunt schimbarea care o vreau în lume. Cu pepeul de rigoare. Cu pepeul de rigoare. Corect. Și mă duc, mă repet, practic, până la Leroy, practic, Merlin. Mm-hmm. Să iau bec. Investesc suma... modică de... cel mai ieftin, uh-huh. Bec cu LED. Am zis, bă, nu mai iau bec cu un leu și aici de v-ați împărțit, că tot eu pic prost. Un LED, un leu. Dau... Ar utopie. Dau... Nici nu am uitat la bani. 4 lei și ceva pe bec. 70. Și pun becul acolo. Bă, vreo două zile... Dar frumos, lumina, deci se vede. Două zile... Am stat cu frică, îți jur, Alinule, că mi-l fură. Mă duceam că poți să deschizi lumina din interfon. Aha. Îl mai aprindeam să văd dacă e acolo. Și atât de tare m-am concentrat la chestia asta încât am visat noaptea că mi-au furat becul. Și am aflat în... Deci vis, fii atent. Am visat că noi la intrare în bloc n-avem bec. Nu știu de ce dracu e de la parter nu cumpără bec. Și am visat că e de la parter mi-au luat becul. Cobor pe scări, târâș un pic, că eu la mine n-aveam bec. Așa, toți poți, bă. Cobor, tac, 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 tac. Mă duc, bat la ușă. Știam și cine, apartamentul? Nu, doi. Bat la ușă, iese cineva și zic, de ce ați furat becul? Acesta este becul de la etajul 3. Asta e conversație din vis. Că nu noi, că nu știu ce, că nu știu cum, că nu vedeam, că nu știu ce. Și replica mea, mă scuzați, o să vorbesc curât în cuie. Așa am spus în vis. E, dacă tot e întuneric, poate nu știu nici eu la ce ușă o să mă cac. M-am trezit dezgustat de mine. Ce am zis? Așa am ajuns pentru un bec? Ești un așa urât? Am verificat dacă era becul la etaj după ce m-am trezit, da. Nu mi-l furară, nu încă. Încă luminează. Doamne. Bă, ce oameni mici sunt. Da, pentru un bec m-am mâncat.
Dar acum aștept să mă întâlnesc cu vecinii să le zici. Vă place? Să vede, să vede. Parcă să vede o schimbare așa, nu? 4,70 lei. Madame Popescu. Chiar Popescu o cheamă. Numai franceza e în blocul ăla, da, din Craiovița. Da, Popescu. Madame Popescu, dar ce lumină, ce radiați. Să-i mai întreb, voi stați cu chirie, vă înțeleg, dar totuși sunteți 6 oameni în casa aia. Mă, un leu, mai puțin un leu dacă puneți fiecare. 6? Ce mă? Nu, o știu, bă, bașul. Dar... N-ai văzut când te cesc că trebuie să exagerezi. Da. Dacă după aia nu mai are rost replica de sufletul mi-l mâncați. Da, sufletul mi-l mâncați. Dacă mâncați și puțin cu puțină verbă. Exagerată, dar na. Cam da, asta. Bă. Da. E... Mă rog, ideea principală este să fiți schimbarea pe care o vreți în lume și să, dacă... Aici, să... Asta ce am spus... O schimbare în valoare de? 4,70. 4,70, da. Iar o altă schimbare ce s-a petrecut la mine în viață... Așa. Este că... Noaptea eu când dorm simt nevoia să am o pernă în brațe. A, așa m-am obișnuit eu. Nu știu de unde vine această deprindere satanistă, dar așa m-am deprins eu. Așa. Și mi-am cumpărat ceea ce este a life-changing experience. Așa. Pe care ți-o recomand și vă recomand. Pernă de gravide. Bă, n-o să dorm niciodată mai bine decât dormi cu o pernă de gravide în brațe. Unul la mână e lungă, cam așa, și este puțin arcuită. Este în formă de C. Și când o iei, o ții în brațe și ți intră și între picioare într-un mod natural și este așa ca o coadă și dormi cu ceva, uite așa. Este senzațional, crede-mă. Am luat două. Băi, știam că se va ajunge la momentul ăsta în care efectiv pun la îndoială relația dintre noi doi. Cred că ăsta e momentul. Nu! Bă! Ai o coadă când dormi, bă! Da, da, natural. Ba, da. Natural. Deci, uite, când vii pe la mine, să-ți-o dau să dormi și tu odată cu ea. O dai și la vrei. Da. Da. Să faci un bordel de somn. Da. Să încerce perne. Deci, crede-mă, it's a life-changing experience. N-am crezut. Bă, dormi bine cu ea. Este, bă... Bă, și eu iau perna în brațe, dar nu simt nevoia să... Păi, la modul că stai cu genunchii, mă, adică nu stai cu genunchii. Nu cred că... Stai, practic, îți... Pe perna. Pac, da. Și e moale, e... E așa. Am impresia că... Mă, vrei să-mi fac o poză și să punem un episod? Să vezi cum cred că stau? Da, cred că da, vreau pot să vreau, fac vreau asta. Să văd asta. Aole, trebuie să-mi iau pijamale bune acum. Da, și cu visele umede cum stai? Sunt curios acum. Nu. Încă? Nu s-a întâmplat. N-a plouat. Doamne, cum stai tu? Eu îmi imagine să stai cu... O șopârlă, așa. Ceva de genul, da? Wow. Păi, mă bucur pentru tine. Simt că e un dar? Da! Din Kaufland. 30 de lei sau 35 de lei. Pernă de gravide. Din pernă din de gravide. Sau pentru gravide, mă rog, nu știu. Mă rog. Pernă din gravide. Pernă din gravide. Deci, crede-mă, este... Dacă ați experimentat... cu o pernă de gravide, un somnic. Și nu sarcina, doar perna. Doar perna. Doar perna. Mă rog, să mai spune perină în lume. Pilot, nu pilot, e... Nu, e altceva, e plapunița. E și... Cum o speli? Cum speli șopârla? Are o husă care e detașată de o se spală. Ah, ok. Ok. E bun. Bun. Asta... Și se recomand, iar la fel, să dormi... Wow. Da. Poți să spui și cu... Nu. Nu, vreau să deduc aici, am spus. Ca italieni? Să dorm ca italieni? Pijama, dar fă... Așa. De ce? Dă și cu briză de vânt? Nu, dar pur și simplu este relaxant. Este mult mai... Ești mai liber.